Rulada Oreo cu cremă de lapte. Rămâneți alături de mine pentru a vedea rețeta. Pentru această ruladă vom avea nevoie de 150 g de biscuiți Oreo, 175 ml apă, 100 g zahăr și 2 foi de napolitană. Voi băga biscuiți într-o cutie pe care o voi închide. I-am fărâmițat foarte bine și acum îl voi pune înapoi în castron. Am pus o cratiță la foc unde voi pune zahărul. Nu voi amesteca în el, voi lăsa câteva minute așa. Zahărul este caramelizat. Acum voi stinge cu apă. Până când zahărul se va topi. Caramelul nostru s-a topit și începe să fiarbă. Trebuie să vă spun că trebuie lucrat foarte repede cu această compoziție să nu se întărească. Acum voi adăuga biscuiții fărâmițați. Voi amesteca foarte repede. Ideal ar fi fost să folosesc o foaie de napolitană mare, dar pentru că nu am găsit, voi folosi aceste două foi mai micuțe și le voi suprapune chiar puțin. Voi turna compoziția din biscuiți, compoziție care trebuie turnată caldă. Voi pune cele două foi de napolitană peste. Pentru crema de lapte avem nevoie de 100 de grame de lapte praf, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de unt la temperatura camerei, 3 linguri de apă, 3-4 linguri de nucă de cocos și încă două foi de napolitană. Am pus o cratiță la foc, unde voi pune apa, zahărul și untul. Vom lăsa până când vor începe să fiarbă și va fi o compoziție bine omogenizată. A început totul să fiarbă. Voi stinge focul și voi adăuga laptele praf, nuca de cocos și voi amesteca foarte bine. Trebuie lucrat foarte repede cu această cremă. Și acum voi încerca să rulez. Pentru decorare voi folosi ciocolată topită și biscuiți mini Oreo. Rulada noastră este gata și o vom pune la frigider pentru 15-20 de minute.
Acesta a fost cel de-al patrulea episod din seria dulciurilor fără coacere. Sper că v-a plăcut și că veți încerca această rețetă și dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să urmăriți și alte rețete pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!